A venit acum momentul pentru un interviu cu managerul general al companiei, care anul trecut a ridicat două trofee Progressive Awards, inclusiv cel pentru Best Vertically Integrated Business, Sergiana. Să aflăm astfel cum se vede trendul Buy Local din perspectiva unei companii care operează atât ca producător cât și ca retailer. O avem alături de noi pe Diana Zaharia, general manager al grupului Sergiana. Bună, Diana! Bună ziua! Mă auziți, da? Da, sigur, ne bucurăm să te avem alături de noi. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitația de astăzi și că tot ai amintit de premiile Progressive. Țin să mulțumesc și pentru premiile obținute anul trecut. E o dovadă că misiunea și viziunea noastră nu sunt doar pe hârtie și se întâmplă și în realitate și că suntem într-adevăr o marcă recunoscută pentru calitate și încredere. Am pornit ca o afacere de familie undeva în 1992, deci avem anul acesta 30 de ani de la înființare. Prima afacere a fost o brutărie și a urmat apoi în 94 fabrica de preparate din carne la Poiana Mărului. Și acum, după 30 de ani, suntem un grup de firme cu peste 1200 de angajați și activități integrate, după cum știți, agricultură, ferme, producere și desfacere carne și preparate din carne și rețeaua de restaurante. Bun, exact asta vreau să te întreb. Cât de importantă este această dimensiune, practic, atât de producător cât și cea de retailer? Cât de mult contează să fie un business integrat vertical? Contează foarte mult și pot să spun că ne mândrim cu eticheta de la furcă la furculiță. E un mare atu pe care foarte puțini jucători din piață îl au în momentul de față, în România vorbesc. Putem astfel să acordăm atenție întregului flux de producție, avem oricând date la îndemână în ceea ce privește trasabilitatea. Și consider că, din experiență, din tot ceea ce vedem în piață, de multe ori clienții au încredere mai mare în faptul că e și producător și nu doar un simplu revânzător, un retailer. Pe lângă asta, aproximativ 50% din ce producem la fabrica din Poiana Mărului vindem prin propria rețea de magazine. Avem aproape 60 de magazine, iar aduce acest lucru un mare atu și atunci când vorbim despre cash flow. Este foarte important. Bun, cum se poziționează unitățile Sergiana? Pentru că știu că practic sunt undeva între conceptul de magazin de proximitate și un concept de supermarket. Cum ai definit? Da, exact. Am început undeva prin 96, am avut 95-96 primul magazin și a fost un magazin foarte mic, undeva într-o piață, iar cu timpul, undeva prin 2004, am început să dezvoltăm cu adevărat rețeaua de magazine și am ajuns astăzi să avem într-adevăr și un mini supermarket, adică acest tipar de magazine, dar și mici magazine, fie în piețe, fie în cartiere, mai ales în Brașov vorbesc, iar totodată avem, după cum știți, și în diferite galerii ale ICA-urilor. În funcție de ce ne oferă piața, noi ne dorim să ne extindem, ce posibilități există de extindere și o vom continua și anul acesta în aceeași direcție. Vizăm atât partea de magazine mai mici, de proximitate, cât și supermarketuri. Poți să ne spui ceva legat de bugetul de investiții ca sume? Anul acesta ne propunem undeva la 300.000 de euro, 400.000 de euro, ce înseamnă partea de magazine, deci divizia de magazine. În sensul în care avem un plan să modernizăm o parte din ele cu aducerea unei noi game, să zic așa, sau unei noi posibilități, în sensul în care o să dorim să servim sandvișuri în magazine, deci o parte de mică, mini bucătărie, să spunem așa, iar pe unele din ele avem un plan să le modernizăm, iar pe lângă asta undeva la trei magazine noi să deschidem în acest an. Deci pe zona de producție nu aveți investiții bugetate pentru anul acesta? Avem și pe zona de producție, tocmai de aceea am specificat că acest buget va fi sau este prevăzut doar pe partea de magazine. Avem în derulare niște proiecte mai mari, pe partea de fabrică vorbesc acum, care se ridică la câteva milioane de euro, însă se întind nu doar pe anul acesta, pe o perioadă scurtă, ci undeva la 3-4 ani de zile.
Ne propunem să dezvoltăm puțin, să dezvoltăm fabrica, să achiziționăm noi linii de ambalare. Deci cam asta ar fi direcția. Aș vrea să discutăm acum puțin despre rețeaua de parteneri și furnizori ai Sergiana și aș vrea să ne spui cum arată ea în acest moment și care au fost pașii pe care i-ați urmat până la atingerea nivelului de astăzi. Da, cu majoritatea partenerilor, și vorbesc acum atât de clienți cât și de furnizori, avem un parteneriat pe termen lung, în sensul în care avem clienți cu care colaborăm chiar de la începutul activității noastre. Țin minte, erau vremuri în care veneau direct la fabrică să-și ridice marfa, chiar ne ajutau la pregătirea acesteia și încă există acești clienți. Însă vremurile au evoluat. Am ajuns acum la, avem propria rețea de distribuție, undeva la 40 de auto-utilitare, cu care livrăm undeva la 3 sferturi din țară, așa în fiecare zi. Iar pe partea de parteneri am ajuns la 250 de parteneri, furnizori, vorbesc acum pe partea de magazine. Iar pe distribuție, pentru că avem propria rețea de distribuție, undeva la 2000 de revânzători. În timp, pentru că ne-am dezvoltat, am evoluat și am tot crescut, am dezvoltat mai multe sisteme în ceea ce privește managementul furnizorilor și avem un departament foarte bine pus la punct și vreau să felicit cu această ocazie pe Simina Arsene, care este directorul rețelei noastre de magazine, pentru că foarte multe merite se datorează ei și a dezvoltat rețeaua de magazine, așa cum o vedeți astăzi, împreună cu Adrian Zaharia și este un lucru foarte important. Deci echipa este foarte, foarte importantă. Totodată vreau să amintesc faptul că de multe ori, atunci când ne alegem partenerii, ținem să aibă aceleași valori cu ale noastre și atunci să existe un parteneriat pe termen lung. Și de asemenea dorim ca produsele pe care le vindem la noi în magazine, vorbim acum de produsele non-Sergiana, să fie de calitate și undeva la 85-90% sunt produse din România. Cum vă loializați clienții ca producător român? Loializarea, să știți că încă o dată, dacă ne uităm în urmă, da, avem, cum am spus, aproape 30 de ani. Cred că am câștigat în primul rând prin faptul că le-am arătat, le-am demonstrat pe termen lung că ceea ce le promitem, asta și le oferim, în sensul în care calitatea primează. Iar ca și sisteme de loialitate sau de fidelizare, avem implementat, dar pe partea de Brașov, unde avem și un magazin online, un sistem de bonusare în funcție de achiziții. În afară de acest aspect, ținem o comunicare foarte strânsă cu clienții noștri, clienții finali, vorbesc acum. Și dacă se întâmplă să greșim, am auzit și pe cei dinaintea mea că au spus acest lucru, pentru că suntem oameni și greșim, tot timpul încercăm să reparăm greșeala, să ne o recunoaștem, pentru că până la urmă clientul nostru este și stăpânul nostru și avem un respect deosebit față de ei și tot timpul tindem spre mai bine. Să mulțumim pe toți cei pe care îi avem și îi menținem de atâta timp. Avem undeva la 30.000 de clienți zilnic pe magazine. Okay. Aș vrea să vorbim puțin de cererea de anul trecut și aș vrea să ne spui cum a evoluat aceasta și dacă au existat creșteri spectaculoase pe un anumit segment sau un anumit sortiment. Ce să vă zic, m-a distrat puțin așa întrebarea, în sensul în care creșteri spectaculoase nu pot să spun că am văzut în anul anterior, în 2021, având în vedere perioada pe care o trăim cu toții de 2 ani încoace. Ce pot să zic că am observat din date, de exemplu la începutul pandemiei, undeva în martie-aprilie 2020, a existat într-adevăr creștere spectaculoasă, adică o putem numi așa, pe categoria carne, carne fresh, dar probabil majoritatea clienților au vrut să, nu știu, speriați de toate impedimentele și toate știrile să se asigure că vor avea ce să mănânce, să spun așa. Deci atunci au existat creșteri spectaculoase, îndeoseb pe partea de carne, însă și la celelalte produse am văzut.
Acum însă nu pot să vorbesc de o creștere, ci mai degrabă fie de stagnare și poate chiar scădere pe anumite locuri, însă nu scădere foarte mare. Ce am observat însă pe partea de atât pe magazine și pe partea de distribuție, există o cerere mai mare la produsele fierte și vorbesc acum de salamurile fierte, de parizeri și de cremuri. Sunt produse în general mai ieftine, deci ceea ce ne arată totuși că clienții preferă încet încet sau se uită de multe ori la un buzunar, din păcate. Bun, dacă am ajuns la zona de prețuri, aș vrea să te întreb cum faceți față sau cum luptați cu brandurile internaționale care de multe ori aduc produse mai ieftine, mai accesibile pentru publicul larg? Știm și este un punct, nu pot să spun sensibil, însă cu care ne luptăm și nu ne luptăm de azi, de ieri, ci de mulți ani încoace. Tocmai de aia aș vrea să atrag atenția consumatorilor. Nu știu câți clienți consumatori finali se uită la noi acum, însă este foarte importantă eticheta, foarte importantă înțelegerea acesteia, foarte importantă sursa de informare. Iar ca să vă spun cum ne înțelegem cu aceste branduri mari venite și care se și extind destul de agresiv în România, consider că suntem sau am făcut așa un parteneriat destul de ok, deși este la început. Avem rețele cu care colaborăm deja, fie avem vitrine asistate în diferite supermarketuri, hipermarketuri, fie avem chiar și produse la raft. Dar pe partea, de exemplu, de mărci proprii, am tot cochetat cu această sintagmă, să spun așa, însă de multe ori am pierdut în licitație, să zic așa, pentru că a primat prețul. Iar noi nu putem oferi un produs de calitate la un preț foarte mic. Avem însă acum în derulare niște proiecte noi și asta mă bucură pentru că există cerere, da, din partea marilor retaileri. Și sper ca de data aceasta să facă o alegere mai bună și să se gândească și la un raport calitate-preț corect. Cam asta ar fi situația în momentul de față. Mai multe o să, nu știu, în câteva luni sperăm să se și concretizeze, așa cum am spus mai devreme. Am să revin puțin la o întrebare pentru că am uitat să te întreb. Am vorbit de rezultatele sau, mă rog, oarecum rezultatele de anul trecut. Ce așteptări aveți pentru anul acesta? Am înțeles că a fost mai mult stagnare și ușor da, scăderi. Da. Da, stagnare, de asta zic, nu, nici scăderi mari, așa, undeva suntem ca și cifră de afaceri undeva la ce am fost și în 2020. Pentru anul acesta trăim o perioadă foarte incertă. De 2 ani încoace este o perioadă sau s-a întâmplat ca totul să se dea peste cap, să spun așa. Însă noi avem încredere în forțele proprii, avem încredere și în clienții noștri și în partenerii noștri, bineînțeles, iar de propus nu ne-am propus o dezvoltare sau o atingere a unor cifre foarte mari, ci preferăm să fie o dezvoltare sustenabilă și durabilă și undeva la 5% pe partea de cantitate ne-am propus să vindem mai mult, acum depinde, cum am zis, cum evoluează piața, iar undeva la 10% pe cifra de afaceri, pentru că mai avem și alte, cum am spus, alte deschideri de făcut. Okay. Aș vrea să mergem acum puțin către tema principală a panelului, respectiv Buy Local, și aș vrea să te întreb cum ai văzut o evoluție a acestui concept în ultimii ani? Da, dacă ne referim la concept, nu știu, ca la orice analiză, ar trebui să luăm și punctele bune și punctele, nu știu, de îmbunătățit. Având în vedere că ultimii 2 ani au fost atipici, mă gândesc că, sau mă refer poate la o perioadă puțin mai lungă, undeva la ultimii 5 ani. Este clar că există din ce în ce mai multe magazine mici,
deschise, care oferă produse locale sau mai degrabă dintr-o anumită regiune regionale. Am spus și mai devreme și aș vrea să mă repet, să spun așa, e foarte important însă să citească consumatorii eticheta. Atenție la toate târgurile și la toate produsele frumoase care sunt pe diferite tarabe. Însă eu consider că pe termen mediu și lung, având în vedere că totuși suntem o rețea la nivel regional, da, de magazine, nu pot să spun că națională, am observat că cei care vor rămâne în picioare sau cei care rămân în picioare sunt cei care câștigă încrederea clienților, a consumatorilor și își vor asigura existența, însă trebuie să fie susținuți atât de furnizori, de partenerilor până la urmă, dar și de stat. Și de multe ori statul nu ne prea susține și tot înnoită. Deci este foarte important, da, buy local, să cumpărăm produse românești, să cumpărăm produse locale, însă atenție, ca și materiile prime, de exemplu, din care sunt făcute, este foarte important să fie din România. Și aș vrea să dau un simplu exemplu. Nu știu dacă, de exemplu, te duci la piață și cumperi un măr, să cumperi un măr românesc și să te gândești să-l cumperi cu sufletul de român, să te gândești că faptul că ai cumpărat din România o să-i asigur, să zic așa mai departe, existența unui român, a unei firme românești. Tot timpul ar trebui să ne gândim așa și să ne gândim și noi pe termen lung, să ne gândim sustenabil. Noi, consumatorii finali, vorbesc acum. Bun, dar un shopper care vrea un produs local, ce atribute caută la acel produs? Acum, depinde, eu zic că depinde foarte mult de mediul din care provine, depinde foarte mult de pregătire. Cum am spus, eticheta este foarte importantă. El caută gustul, este clar că gustul este foarte important pentru noi românii să aibă gust, da? Orice produs să fie gustos. Ei, pe lângă faptul că este gustos, este clar că trebuie să aibă și un nume, să aibă o tradiție, iar primează, din păcate, și prețul. Iar acolo nu prea poți concura cu ce vine din afară. Și atunci, de multe ori, se alege, cum am spus, prețul mai mic. Însă am văzut că, scuze, vreau să Te mai rog. adaug ceva, însă pe termen lung, da, să zic, dacă tu câștigi încrederea consumatorului și produsele tale sunt de calitate, iar ceea ce promiți asta și oferi, ai de câștigat, chiar dacă câștigi mai puțin. Cum este și cazul nostru, câștigi mai puțin, însă dormi cu sufletul și dormi în păcat pe că ai oferit ceva cinstit, gustos și la un preț corect. Pe zona de comunicare, pe zona de marketing, să spunem, cât de mult contează sau cât de mult ajută această ștampilă produs local, produs românesc? Ajută, mai ales că acum în ultimii ani, partea de digital media, să zic așa, unde toată lumea are acces instant la orice informație, este foarte important să ai un marketing foarte bine pus la punct. Și am văzut în piață creșteri chiar spectaculoase ale unor producători care au etichetat produsele cu fiind din România și e clar că a impactat foarte mult sau a impactat foarte mult vânzările. În ceea ce ne privește pe noi, este clar că lumea ne cunoaște, ne știe că suntem o firmă românească și asta contează foarte mult. Și, într-adevăr, există de multe ori tendința să ne aleagă pe noi, vorbesc mai ales la nivel regional, în locul unui produs din afară. Mai ales produsele din carne sunt preferate, adică românii preferă, e clar, produse din România. Atunci când vorbim însă de fresh, de carne proaspătă, cum am spus, se alege de multe ori prețul. Există reclame că e carne din România, poate 10-20% este carne din România și celălalt procent, nu știu, e din afară. Da? Sunt discuții. Nu aș vrea să intru în polemici. Am înțeles. Înainte de a trece la zona de Q&A, ultima întrebare de la mine. Where do we go from local? Ce urmează în materie de buy local, eat local?
Ce urmează? Urmează să, în primul rând, să fii atent la nevoile și la preferințele consumatorilor. În ce sens? În sensul în care lumea este într-o continuă schimbare. Iar cererile sunt din ce în ce mai mari, sau pretențiile, aș putea spune. Iar cel puțin la nivel local, vă vorbesc acum de Brașov, au câștigat foarte multă piață partea de târguri. Ok, în ultimii 2 ani nu s-au prea putut ține. Însă, în continuare, lumea din ce în ce mai mult preferă să cumpere de la tanti, nu știu din ce sătuc, de la nenea care aduce la fel din grădina lui. Deci este clar că există un trend în acest sens. Cu toate acestea, expansiunea, cum am spus, marilor retailer, totuși spune pe de altă parte altceva, că lumea totuși se duce și în marile magazine. Dar cred că există o nișă și ar trebui ținut cont de ea, că încep din ce în ce mai mulți consumatori să fie atenți la ceea ce consumă și să aleagă, cum am zis, cu sufletul de român. Am înțeles. Să vedem dacă există întrebări din sală. O să-ți mai adresez eu o întrebare atunci, dacă poți să mai rămâi. Vrem să-mi spui cum arată lupta, practic, dintre marile rețele și traditional trade, mai ales în regiunea în care activați voi. Da, este cum am tot spus despre asta. Este o luptă, într-adevăr, și o luptă destul de grea, destul de, ce să spun, nu neapărat nedreaptă, însă când te gândești că ai avut sau ai 10 magazine într-un oraș, cum este cazul nostru, și dintr-o dată în ultimii, nu știu, 3-4 ani apar încă poate chiar 10 sau dacă nu 10-5 hipermarketuri, supermarketuri, îți pui niște semne de întrebare. Pe de altă parte, dacă vezi totuși că vânzările nu ți-au scăzut sau sunt acolo la o scădere foarte mică, înseamnă că într-adevăr lumea în continuare te alege pe tine. Și poate merge în hipermarketuri, în supermarketuri să aleagă alte produse și nu cele din carne. Tocmai ce vă spuneam mai devreme, că în general produsele din carne, pentru că mie nu-mi place să le spun mezeluri, ne facem produse din carne, nu mezeluri, sunt alese totuși pe plan local, sunt alese de către clienți dintre cele locale. Deci este o luptă, însă nu vrem să ne luptăm, ci vrem mai bine să fim în aceeași horă și tocmai de aceea, chiar și pe plan local, avem produsele noastre în majoritatea hipermarketurilor sau supermarketurilor. Chiar dacă, nu știu, lângă un anumit supermarket există și la scara blocului un magazinaj, un magazin de proximitate care are și produse Sergiana. Însă dorim să oferim posibilitatea tuturor clienților să ne găsească în cât mai multe locuri și mai ales că trendul acesta e de a merge în hipermarket sau supermarket. În regulă, dacă nu mai sunt alte întrebări, Diana, îți mulțumim pentru prezență. Sper să ne Eu vă revedem mulțumesc curând. și cu mare drag. Mulțumesc mult de tot.